Cenaclul lui Isus. Evrei 13:2. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Știați că în limba latină cuvintele ospitalitate, spital și azil au o rădăcină comună, care înseamnă oaspete? În Orient sunt două responsabilități sacre încă din vremurile antice: ospitalitatea și onoarea familiei. Arheologii apreciază că cina a fost împărțită de Isus în camera de sus, într-o clădire din Ierusalim numită mai târziu cenaclu, din latinescul cenaclum, camera de sus, de la cena, adică cină. Ce flacără arde în cenaclul familiei tale? Arde ospitalitatea în camera de sus a casei în care locuiești? Alți specialiști consideră că evenimentul important al sărbării Paștelui și al instituirii cinei Domnului a avut loc în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu. Această casă era situată în orașul de sus, cartierul oamenilor bogați din Ierusalim. În același loc s-ar fi adunat apostolii și la cincizecime. Erau toți împreună în același loc, spun Faptele 2:1. Sau când mijloceau pentru eliberarea lui Petru. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Faptele Apostolilor 12:2. Maria pare să fi fost o femeie înstărită, întrucât avea o casă destul de mare ca să poată servi drept loc de adunare pentru prima comunitate creștină din Ierusalim. Ea s-a pus la dispoziția Domnului cu toată inima. Cel mai probabil că Isus și ucenicii au fost găzduiți de mai multe ori în casa Mariei. Prezența Mântuitorului în casa lor și-a pus amprenta asupra adolescentului Marcu. Ospitalitatea Mariei a însemnat primirea străinului ceresc în casă și, mai ales, în viața ei și a tânărului Marcu. Un tânăr pe deplin atașat de Isus, pe care îl urmează oriunde. Un misionar câștigat pentru cauza lui Dumnezeu. Un evanghelist care consemnează în scris viața lui Isus. Fii astăzi mâinile, picioarele și ochii lui Isus. Pune-ți o cameră din casa ta la dispoziția sa.